Cărțile sfinte pomenesc despre Sfântul Nectarie că este un vindecător de cancer, dar și de alte boli grave. În fiecare an, pe 9 noiembrie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Nectarie. Acest sfânt s-a născut la 1 octombrie 1846 în Silivria, un orășel situat în provincia Tracia din nordul Greciei. La botez a primit numele de Anastasie. La vârsta de 14 ani se îndrepta către Constantinopol, dornic să-și continue studiile. Lucrează ca pedagog și dascăl. La 27 de ani devine monah la o mănăstire primind numele de Lazar. După un an de zile este hirotonit diacon primind numele Nectarie. După ce a absolvit cursurile Facultății de Teologie din Atena în anul 1885, pleacă în Egipt. Aici va sluji la Biserica Sfântul Nicolae din Cairo. La 15 ianuarie 1889, Patriarhul Sofronie îl hirotonește mitropolit onorific de Pentapolis. Din cauza unor slujitori ai bisericii din Alexandria care l-au acuzat pe Nectarie că ar vrea să ia locul patriarhului, este trimis în anul 1890 în Grecia. Patriarhul Sofronie va da o ordonanță prin care îi va retrage cinstea arhierească. La un moment dat renunță la funcția de conducător al seminarului teologic și întemeiază mănăstirea Sfânta Treime din insula Egina, unde rămâne până la sfârșitul vieții. Trece la cele veșnice la 8 noiembrie 1920, după ce a îndurat timp de un an și jumătate chinurile cancerului. Deși moare din cauza cancerului, el este grabnic vindecător de cancer și de alte boli grave. Printr-o întâmplare minunată, trupul său este descoperit neputrezit și izvorând mir. Creștinii se pot închina moaștelor Sfântului Nectarie la biserica din incinta Spitalului Vechi, al cărui hram este sărbătorit oficial vineri. Biserica noastră din incinta Spitalului Vechi, Spitalul Județean, vineri va îmbrăca haine de sărbătoare, pentru că își cinsește pe ocrotitorul ei. Întrucât am primit anul trecut, în 2011, moaște Sfântului Nectarie, luna august, de atunci am hotărât și cu aprobare în al preasfinților Pimen, ca și Sfântului Nectarie să fie hramul bisericii noastre. Pentru această sfântă sărbătoare a Sfântului noastre biserici, programul liturgic va fi următor. Joi seara la ora 16:30 va începe slujba de priveghere. Începem cu Paraclisul Maicii Domnului în cinstea icoanei făcătoare de Minunea Maicii Domnului, apoi slujba vecernii, slujba litiei și Paraclisul Sfântului Ierarh Nectarie și un cuvânt de învățătură. Slujba de vineri, când vom sărbători pe Sfântul Ierarh Nectarie, va începe la ora 7 cu trenia, acatistul Sfântului Nectarie, slujba ghezmei cele mici, Sfânta și Dumnezească Liturghie, cuvântul de învățătură și apoi procesiunea cu Sfintele Moaște și cu icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, pe care pentru prima dată vom scoate de data aceasta în procesiune. Tot vineri la ora 15 vom sluji taina Sfântului Maslu, care este taina vindecării acelor bolnavi și rugăciuni de dezlegare pentru cei care au trebuit să-i ajute la Dumnezeu. Iar la ora 18 vecernia și Paraclisul Maicii Domnului. Toți credincioșii creștini din Suceava, din împrejurimile Sucevei, sunt invitați la această mare sărbătoare de la biserica noastră.